În miez de ianuarie, evrei clujeni s-au adunat în fața Monumentului Memorial al Holocaustului pentru a participa la o acțiune organizată de Asociația Sionistă din România la chemarea Congresului Mondial Evreiesc. În aceste zile, care preced Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului și împlinirea 75 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare de la Auschwitz, evreii de pretutindeni se reunesc sub hashtagul We Remember pentru a-și aminti de martirii pieriți în Holocaust și a-și ridica glasul împotriva antisemitismului și negaționismului pentru a îndemna tânăra generație să studieze, să nu se lase îndoctrinată de ideologia nazistă. E o creștere foarte mare a antisemitismului în lume, în general, inclusiv în România. Și ce e trist, sunt tot mai mulți negaționiști. Dorința mea ar fi ca tineretul să studieze Holocaustul în general și în special Holocaustul legat de România și ca Holocaustul și tot ceea ce se poate înțelege din ea să nu se mai repete niciodată. Fotografia de grup a evreilor clujeni a fost trimisă Congresului Mondial Evreiesc, inițiatoare a acestei acțiuni de comemorare de amploare mondială. În fosta sinagogă din Șimleu Silvaniei funcționează un muzeu al Holocaustului, menit să păstreze memoria evreilor din Ardealul de Nord, deportați în primăvara anului 1944 în lagărele de exterminare naziste, unde avea să piară majoritatea lor covârșitoare. Printre aceștia s-au numărat și cei peste 3.000 de evrei din Șimleu Silvaniei. Evenimentele cumplite de atunci au marcat și destinul unui adolescent român din oraș. Pe noi premilitare, du-te pe strada cu tare, la numărul cu tare. Spune-le să iasă în stradă. Dacă vrea să-și ia cu el ceva, să-și ia. Nu știu că ce-a fi cu ei. Și o scos în stradă și o strada și lângă școala evreiască. Era o curte mare, acolo s-a, nu știu, două, trei nopți. După care, pe noi, primilitari, un gur ne-a pus cordon și printre noi treceau evrei cu bijuteriile. Pe mine mă cunoșteau fată de evreu, Orgea Nușii, când o trecut pângă mine, m-a cotit așa. Zice, ia ăsta de la mine, zice, să nu dau acolo. M-am uitat așa, era un ceas de buzunar de aur și un lanț așa lat. N-am îndrăznit, că nu știam că în spatele mele cineva mă pușca pe loc acolo. Domnule, eu eram câteodată și în stradă, de masa unde se strângeau bijuteriile. Domnule, dacă eu nu vedeam, nu credeam. O masă de 6 metri, așa au stat bijuteriile și aur. După care, i-au dus în ghetul la Cehei. Când i-au dus la Auschwitz, i-au dezbrăcat în chiloți și în maieu și i-au îmbarcat în vagoane de marfă și i-au dus la Auschwitz. Hainele ce-au rămas de ei. Eu am fost cu bunicul meu cu căruță. Cine a avut căruță, trebuia să meargă. Măi, am fost peste 100 de căruțe acolo. Toate hainele ce-au rămas, le-am adus aici și le-am băgat aici în sinagogă. Peste câteva zile, Alexandru Cherecheș, împreună cu mama sa, avea să salveze viețile a 4 fugari amenințați de represaliile autorităților fasciste, tatăl său și 3 evrei. Bunicul meu avea acela la 5 km pădure vie și livadă. Și m-am dus într-o zi până acolo,
singur, eram cu un câine, aveam un câine. Și am trecut pe lângă pădure, între pădure și vie. Odată câinile, am acolo în tufă. Dar nu lasă câinile. Și păi văd că scoate capul un evreu din tufă de acolo și m-a văzut cu șapcă de primilitar ungur. O zice, ce ești, ungur sau român? Zic, român. Dar cine e ăla care sapă în vie sus? Zic, e bunicul meu. Nu te spune să vină până aici. Nu știam că mai erau doi. Mă duc la bunică. Bunică e un evreu așa și eu spus, eu voi fi om, eu fă frică. Zic, nu vine bunicul. Dar zice, taică-te unde? Și tata era pe pădure. Pe toți românii ducea la muncă forțată. Și tata de la Carăi a venit acasă, nu mai pleca înapoi. A plecat pe pădure acolo. S-a aliat cu tata ăștia trei evrei. Auzi, bunicul meu nu știe că tata e fugar pe pădure. N-am avut curaj să spunem, că dacă s-auzea, ne pușca pe toți. Și noaptea meream cu mama, le ducem mâncare, apă, la 5 km. Și am avut o ședință la sala de cultură cu toți primilitarii ăștia, cu Levente. Acolo s-a discutat, zice, pe pădure, la Bic, plin de români și evrei fugari, trebuie înconjurată pădurea și prinși. Măi, când am auzit, eram pe la mijlocul sălii, m-am tot tras până la ușe, am ieșit afară, nu m-am oprit 5 km acolo, în pădure. Le-am spus, care, viu acasă, spui la mama. Mamă, ia-o, dragă, dacă îi prinde, zice, ne pușcă și pe taică tău, și pe mine, și pe tine. Ce și facă mama? Frontiera între România și Ungaria era la Ciucea. Pe Poian acolo, aici și acolo, era câte o casă așa. O mărs mama pe jos 30 de kilometri, o mărs la casă deasă. Auziți, dragilor, am pe soțul meu, zice, și trei evrei, nu îți putea trece, zice, frontiera în România, că dacă îi prinde, zice, ne pușcă și pe soțul, și pe copil, și pe mine. Zice, aduceți-i încoace. O venit mama acasă, iară, 30 de kilometri. I-o pregătit și într-o noapte, o măs cu ei acolo, i-o lăsat acolo. Și i-o trecut ăștia frontiera dincolo, pe ăștia trei evrei și pe tata. În 45, când s-a cedat Ardealul, a venit acasă evreul ăsta, Lox, s-a recăsătorit, am fost și la nuntă la el, după care a plecat în America. Și am primit de la nepoții lui, am primit 5 scrisori. Zice, ne-a povestit bunicul nostru cum i-a salvat viața. Și duceați mâncare și apă, zice, la 5 km. Și are, spune acolo, el nu mai trăiește, dar are 100 de nepoți și 400 de strănepoți. Lox. Doamne, acum stau și mă gândesc cum mi-a riscat viața atunci. Dar sunt cu inima împăcată că le-am salvat viața. Interviul cu Alexandru Cherecheș a figurat printre primele înregistrări din colecția de istorie orală a Muzeului Holocaustului din Șimleul Silvaniei, la ale cărei acțiuni a participat încă de la înființare. Atunci au început și demersurile pentru a-i se acorda titlul de drept între popoare. Domnul Cherecheș este bunicul fostei mele colege din anii de liceu, cu care împreună am fost îndrumători ai muzeului, ea fiind interesată încă din liceu de Holocaust, și bunicul ei venea foarte des pentru că el știa ceva întotdeauna. Existau pozele celor pe care i-a salvat în muzeu și el ne povestea nouă. Am fost printre primele care au auzit povestea lui. Evident, eu știam ce înseamnă a fi drept între popoare. Nu știam exact ce trebuie să fac, ce să nu fac, procedurile nu le știam. Singurul lucru pe care am zis că pot să-l fac este să zic tatălui meu, care a fost pe atunci președintele asociației,
Apoi, pe parcurs, Eli Gross a devenit din ce în ce mai implicată, a publicat cărțile. Ea avea legătură cu Yad Vashem și a auzit și ea povestea domnului Kereke și ea a contactat Yad Vashem și a povestit absolut tot ce s-a întâmplat. O vine doamna Eli Gross, care de aici e născută pe Ciorgăuță, e mai tânără cu 2 ani decât mine și e în America. Și în America o măr și eu căutat pe acești care le-am salvat viața. Ca să fie, să spună, cum să zic așa, că e adevăr ceea ce spun, nu că mă laud. Și s-a întâlnit cu familia Lox, că ceilalți cu Coț și Ordea, nu știu eu, și aceia au povestit că ăla a spus, bunicul său le-a spus la nepoți, că uite cum a scăpat cu viața. Și datorită mie are 400 de strănepoți și 100 de nepoți. Alexandru Kerekes a moștenit dragostea de oameni și curajul de la mama sa, Ana Kerekes, născută Silaghi. Mama mea a fost adevărată credincioasă. A fost adventistă de ziua 7-a. Ținea sâmbăta. Adevărată femeie și acum mulți o laudă și acum ce da, zice, într-adevăr a fost o femeie credincioasă, zice, Doamne, datorită ei și, da, eu eram cât 16-17 ani atunci, dar am trecut prin toate greutățile acestea și mi-a riscat viața, mă, când mi-a pușcat pe toți. În mai 1944, părinții tatălui meu, Malca și Mauriciu Sechei, au fost internați în ghetoul de la Cărămidărie și apoi deportați la Auschwitz, alături de cei 18.000 de evrei clujeni și din împrejurim. Generația lor, de vârstă mijlocie sau mai înetate, a avut șanse aproape nule să scape cu viață din infernul lagărelor de exterminare. Unchii și mătușile tatii au pierit cu toții în Holocaust. Cu o singură excepție, Matilda Sechei, care a supraviețuit într-o ascunzătoare din incinta Centrului Cultural Francez din Cluj, grație lui Robert Regnier, directorul instituției. Acest fapt este consemnat și în cartea lui Daniel Levy despre istoria și tragedia evreimii clujene. Matilda Sechei era mama lui Lili, logodnica lui Robert Regnier. Îmi doream foarte mult să relatez această poveste de dragoste și salvare, însă familia Regnier părăsise Clujul curând după război și, după lăsarea cortinei de fier, legătura dintre tatăl meu și verișoara sa, Lili, s-a întrerupt pentru o jumătate de veac. Reîntâlnirea de la Paris avea să se petreacă la puțină vreme după decesul lui Robert. Camera lui de lucru a devenit sipetul unor amintiri pe care, atunci, Lili nu dorea să le împărtășească într-un interviu. Gândul de a regăsi urmele lui Robert Regnier în Clujul zilelor noastre, la mai bine de 70 de ani de la întâmplările din timpul războiului, mi-a încolțit în preajma aniversării a 25 de ani de activitate a actualului Institut Francez din Cluj, fiind încredințată că cei de astăzi sunt interesați de o felie de istorie necunoscută. On s'est intéressé à cette histoire singulière de cet homme qui entre 43 et 44 a été le directeur du Centre culturel français à Cluj. En fait, il était en quelque sorte un lecteur. Il avait son bureau, il était professeur à l'université Franz Joseph. Et pendant cette période, il a fait acte d'un grand courage. Et en même temps, qui défendait les idéaux de la France, la liberté, l'égalité, la fraternité. J'avais proposé à Madame Guitzéa de faire appel à un jeune historien de Cluj, un jeune homme qui est inscrit à l'université Babes-Bolyai, Vlad Tchurdar,
et qui a travaillé sur l'identification de pièces, de documents, qui ont été très utiles à la compréhension de son action. L'idée, c'est que l'histoire, c'est quelque chose qui doit tous nous toucher. Il est très important que l'on puisse comprendre l'histoire des Juifs de Cluj aujourd'hui, qu'elle soit réactivée. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il n'y a plus toute cette population qui a constitué une grande part de la population de Cluj en 1944. Vous imaginez 15%. Maintenant, les Juifs de Cluj sont très peu. Et donc, c'est important que des jeunes se réapproprient cette histoire, l'expliquent pour qu'on puisse la partager tous ensemble. Et il était important, je crois, que l'Institut français participe dans le cadre de ce 4e symposium sur l'histoire des Juifs à réactiver l'histoire et la mémoire de Robert Reynier. Istoria Holocaustului m-a preocupat mereu, iar povestea lui Robert Reynier mi-a oferit posibilitatea de a fi cercetător și reporter, căutând în arhive și făcând interviuri pentru a găsi urmele trecerii lui prin Clujul anului 1944. Aveam foarte puține puncte de reper în căutările noastre. Arhiva primăriei, arhiva universității și găsirea unor persoane care și-ar fi putut aminti despre Centrul Cultural Francez sau chiar de Robert Reynier, dar la 70 de ani distanță, șansele erau minime. În mai 2014, cu prilejul festivităților comemorării a 70 de ani de la deportarea evreilor clujeni, au sosit la Cluj supraviețuitori din toate colțurile lumii. Printre ei se afla și doctorul Tiberiu Lustig, în a cărui carte de memorii găsisem o referire la Robert Reynier. Mi-a promis că va încerca să-și reamintească mai mult despre figura fostului său lector de franceză și îmi va trimite un interviu. S-a ținut de cuvânt. Fica sa, Mariana Lustig, mi-a trimis via internet un video-interviu imprimat pe telefonul mobil. Reconstituirea trecerii lui Robert Reynier prin Cluj avea să se întregească grație vărului meu, Sebastian Reynier, de la Paris, care a reușit să-și convingă mama să depene câteva amintiri. Robert Reynier a sosit la Cluj la începutul anului 1943. Cu câteva luni în urmă, evadase dintr-un lagăr de prizonieri francezi din Austria și ajunsese la Budapesta, unde s-a prezentat la legația franceză, căutând ajutor pentru a pleca la Istanbul. De acolo, spera să ajungă la Londra, pentru a se ralia forțelor generalului de Gaulle. Cei de la legație, aflând că era profesor de franceză, i-au propus postul de director al Centrului Cultural Francez și cel de lector de franceză la Universitatea Ferenc Iosef din Cluj, oraș care, după dictatul de la Viena, reintrase în componența Ungariei. În anul universitar 1943-44 am fost primit la Universitatea Ferenc Iosef Tudomania de Atem din Cluj la secția de latină, de litere la latină franceză și română în cadrul așa numitului numerus clausus. În prima jumătate a anului 43-44 am avut 3 seminarii, toate conduse de cadrul didactic Robert Reynier. Universitatea a editat în fiecare an anuar. Anuarul avea 3 caiete și volumul 3 din anuarul universității era orarul facultăților. Deci acesta este orarul
Universității Franz Josef din Cluj pentru anul școlar 1944-45, primul semestru, iar aici se găsesc cursurile profesorilor cu ora, angajați cu ora, și aici vedem cursurile de limba franceză ale profesorilor cu ora. Sunt doi angajați, Benguerel Oscar, care a ținut, după cum se vede, curs practic pentru începători și pentru avansați, iar Robert Renier a ținut sintaxă, curs de sintaxă, explicații de texte, curs practic și curs de stilistică de limba franceză. A participat la aceste seminarii era o plăcere deosebită, atât pentru subiecte, cât și pentru partea practică, dar mai ales avea pentru noi avea darul să ne liniștească, să ne dea o senzație de încredere și de respect ce ni se acorda din partea teatrului didactic Renier, care știa să ne se adreseze într-un limbaj pe care întotdeauna îl înțelegeam și în același timp denota o dorință de nu numai de apreciere, dar și de a ne da curaj și o notă de optimism în activitatea pe care o desfășuram. La începutul semestrului apare semnătura cadrului didactic care era responsabil pentru seminarul respectiv. La 2 ani de la nașterea lui Lili, tatăl ei, Imre Sechei, a decedat în urma unei răni din Primul Război Mondial. După această nenorocire, starea materială a familiei s-a degradat pe an ce trecea, iar Lili a urmat liceul și apoi s-a înscris la secția de franceză a Facultății de Litere, întreținându-se din meditații. După punerea în aplicare a legilor rasiale, Lili Sechei s-a numărat printre puținii studenți evrei care mai aveau dreptul să studieze la Universitatea Clujană, în limitele așa numitului numerus clausus. Aici l-a cunoscut pe Robert Renier. Între cei doi s-a înfilipat o dragoste la prima vedere, care avea să se consolideze sub presiunea vremurilor dramatice. Cererea pe care am depus-o, da, privitor la perioada 40-44, în care doresc să documentez activitatea lui Robert Renier, lector în cadrul Universității Clujene din acea vreme, dar și a soției sale, Lili Sechei. Da, am primit solicitarea dumneavoastră și am reușit totuși să-i găsim pe cei doi în registrul care îi cuprinde pe toți cei care au susținut și au dobândit titlul de doctor în această perioadă. Întâmplător sau nu, cei doi sunt pe aceeași listă și în același registru pe care o să vi-l aduc să-l studiați. Listele, cum vedeți, sunt în limba maghiară și bănuiesc că nici dumneavoastră, nici eu nu cunoaștem așa de bine. O să rog pe colegul meu de astăzi să ne ajute puțin. Luați-i, te rog, să ne ajutăm să... De fapt, să-l ajutăm pe domnul să găsească. Și acum, da. Haideți, profesor. Da, mulțumesc.
Da. Lații, ce trebuie să găsim? Atât domnul Renie, cât și soția dânsului sau viitoarea soție au activat și au studiat la facultatea de filologie. O să te rog să îi cauți. Deci avem conform facultăților și conform alfabetului. Da. Pe candidați. După cum vedeți, aceasta este diploma domnului Robert Renie. Este eliberată în limba latină și avem aici mai multe informații. Adică s-a dat pentru domnul Robertus Renie, având vârsta de 33 de ani, de religie creștină romano-catolică, născut în satul Mantes-la-Ville, de naționalitate franceză, și care și-a făcut doctoratul la Facultatea de Filosofie, Limbi și Istorie. Știm că și-a obținut doctoratul cu distinția cum laude și acest document a fost completat pe data de 26 mai anul 1944. Din document aflăm că domnul Renie la vremea respectivă locuia în Cluj și știm că a fost lector de franceză. Documentul este semnat de către profesorul Buzo Laszlo, rectorul universității la vremea respectivă, și profesorul Cristof Gheorghe, decanul facultății de limbi, filosofie și istorie. Da, acum răsfoim un pic. Aici este diploma eliberată pentru Livia Lili Sekei, născută în anul 1919, pe 10 aprilie. Avea 25 de ani când s-a eliberat această diplomă, a obținut distinția cum laude și s-a eliberat acest certificat pe data de 6 mai 1944. La fel ca și în cazul lui Robert Renie, au semnat cu mâna lor profesorii Buzo Laszlo și Cristof Gheorghe. À la cérémonie du doctorat, je devais partir tôt la nuit avec mon étoile, puisque je ne pouvais pas sortir sans étoile, d'une part. D'autre part, si je sortais avec l'étoile, j'étais tout de suite happée, prise. Je me suis cachée sous une Porsche toute la nuit. D'une part, pour qu'on ne me voit pas avec mon étoile, d'autre part, pour être sur place pour la cérémonie. Mă întreb, cine și-a asumat eliberarea unei diplome de doctorat pentru o studentă evreică în acele vremuri? Rectorul universității era profesorul Buzo Laszlo, care era un specialist recunoscut în dreptul internațional. El, ca jurist și ca om de știință, avea o somitate extraordinară și a putut să se opună chiar cerințelor din partea guvernului sau din partea autorităților locale. Iar decanul facultății de litere era profesorul Cristof Gheorghe, care era un ardelean născut pe lângă Târgu Mureș, pe moșia conților Telechi. Părinții lui erau acolo slugi, oameni de jos, și s-a crescut la Aiud ca băiat sărac, apoi a învățat la Universitatea la Cluj, aici a luat și doctoratul și a fost profesor la Orăștie. De acolo a fost invitat în 1922 la Universitatea Română din Cluj, la Catedra de Limba și Literatura Maghiară. Și în perioada interbelică, el era singurul profesor de naționalitate maghiară la Universitatea Română, Universitatea Ferdinand, cum era denumit în acele timpuri. În 1940, el nu s-a refugiat la Sibiu, a preferat să rămâne la Cluj și chiar autoritățile române au lăsat pe el, ca locțitorul rectorului,
să predea Universitatea Autorităților Maghiare. În 1943 era decanul Facultății de Litere și el era un om care nu se ocupa cu probleme de religie, cu probleme de proveniență a studenților. Era cunoscut un om de știință perfect. Deci nu este de mirare că în cadrul facultății sau în cadrul universității întregi nu se ocupau profesorii de această problemă dacă un student era român, maghiar sau evreu. Ei își îndeplineau funcțiile în tocmai așa cum prevedea legislația universitară. Ba mai mult, am găsit o circulară dactilografiată în arhive. Am și publicat în 1998 în revista Helicon această circulară. Circulara 448 din anul școlar 1943-44. Și scrie că strict confidențial, sigur un bizomă și nu îngurește, și precizează că dacă s-ar întâmpla ceva atrocități, chiar spune tetlegeșec, deci atrocități de fapt împotriva studenților evrei, aceasta trebuie oprit din partea angajaților universității și în aceeași timp sunt obligat ca să fie legitimat studentul sau studenții care au făcut atrocități. Iar dacă aceasta refuză, atunci să se închide porțile până când apare vreun profesor, decan sau rector și el va legitima studentul. Cursurile de franceză ținute de profesorul Zoloi se țineau la gardul universității, dar seminariile se făceau în Institutul de Limbă Franceză, care se găsea pe strada care conduce dinspre teatru, spre centru, pe partea dreaptă a traseului. Treceam adeseori pe strada Emil Isaac, fără a fi imaginat că imobilul de la numărul 21 dezvăluie o parte esențială a existenței lui Robert Renier la Cluj. Poftiți, vă rog, luați-o. Am înțeles că locuiți de o viață în această casă. Ce ne puteți spune despre un presupus institut francez care ar fi avut sediu în acest imobil în anii 40? Am venit aici pentru că în centrul orașului tata a găsit că este un loc prielnic pentru cabinetul său particular. Și eu am avut un an când ne-am mutat aici și aș putea să scriu un roman întreg cu numele și ocupațiile locatarilor care s-au perindat în... răstimpul vieții mele. Doamnă Berani, știm că ați fost copil în perioada respectivă. Vă amintiți de existența unui institut francez în cadrul acestui imobil? Familia franceză care a stat aici la etajul întâi mi-a fost cunoscută. Au fost foarte tineri, dar ca și copil îi consideram ca un nene și o doamnă, că aveam, mi se pare, în jur de 30 de ani, în jur de cum mi-aduc aminte. Și
La un moment dat, chiar drapelul francez a apărut pe frontispiciul casei și lumea întrebea ce e aici, ce e aici, și am răspuns că este o bibliotecă franceză dotată și această pereche de oameni se ocupă și de educarea copiilor, adică predau limba franceză. Și adesea am avut ocazia să văd copiii alergând pe trepte în sus și jos, cum mergeau la ore de franceză. Ca un copil care este curios, ca și copiii, mi-am permis să mă duc acolo la ușa lor și când a fost deschisă ușa, am făcut vreo doi pași și am văzut o bibliotecă foarte bogată acolo. Țin minte că au avut nevoie de o spălătoreasă, fiindcă n-au avut lumea atunci mașină de spălat. Și am împrumutat pe spălătoreasa noastră, care a devenit comună pe urmă, și au fost foarte mulțumiți de munca ei. Persécution signifie que, d'une part, si on sortait, on était obligé de porter l'étoile jaune. D'autre part, on n'avait pas le droit de sortir parce que on était censé être dans des camps. D'où dans des camps où l'on ne savait pas l'avenir qui vous attendait. Moi, ayant connu Robert et lui voulant nous mettre à l'abri au centre culturel, d'une part je devais porter l'étoile, d'autre part, si je porte l'étoile, je me mettais en danger parce que je ne devais plus me trouver là. Je devais me trouver dans ce camp. Robert, que chez moi on désignait sous le nom de Le Français, est encore venu à la maison et il a dit il ne faut plus tergiverser. Je sais ce qui est en train de se préparer. En disant cela, il a tiré un grand drap. Il a dit, vous mettez à l'instant et vite dedans tout ce qui est précieux, c'est-à-dire les photos qu'on ne retrouve plus, des lettres importantes pour vous, tout ça à emballer, à mettre dans un baluchon et arriver vite au centre culturel avant que les portes, c'est-à-dire 10 heures du soir, avant que les portes ne soient fermées, pour que la concierge du centre culturel ne voit pas votre arrivée. On est arrivé donc au centre culturel où l'on a fait des dispositions, on a mis au point des dispositions savantes avec des miroirs et des astuces diverses pour voir les gens qui pouvaient monter
au centre culturel et on vivait caché jusqu'au jour où j'ai été convoqué à la gendarmerie et où l'on me demandait « Mais où est votre mère ?» Et moi je répondais « Il m'était facile de pleurer en pleurant, mais c'est ce que je voulais savoir moi-même. » Or, elle était cachée dans un casibi au centre culturel et je comptais sur l'extérritorialité. Personne ne pouvait pénétrer là et voir que ma mère était cachée là. Donc c'était une situation très confuse et très dangereuse. Et à partir de ce moment, j'étais convoqué régulièrement. Et je vivais dans la terreur de ces convocations, de ces interrogations. Mais où est votre mère ? Or, ma mère était encore une fois cachée dans un casibi où il n'osait pas, il ne pouvait pas entrer. Ați bănuit că în mai 1944, în perioada ghetoizării, în acest imobil, doamna Matilda Sechei, mama doamnei Lili Sechei, a fost ascunsă aici? Nu. Dacă ei considerau că datoria lor este să salveze această doamnă, într-adevăr au procedat foarte corect, pentru că eu, ca și copil, nu am aflat de existența doamnei în vârstă. Și copiii, știți că degeaba vor adulții să ascundă anumite lucruri, nu se poate. Copiii văd și observă tot și uite că n-am observat. Aniu, ma mère, un jour, d'inattention de notre part, a fugué, est allé tranquillement s'asseoir sur un banc de ce qu'on appelait chez Trotter, c'est-à-dire le grand parc de la ville, s'est assis sur un banc en nous laissant complètement paniquer. Où est-elle? Jusqu'à ce qu'on la retrouve assise tranquillement, en humant l'air frais. Et à nos questions, elle répondait « Ah, mais j'ai dû sortir tant que je vois encore, parce qu'elle devait être opérée d'un glaucome, tant que je vois encore, et je ne pouvais plus rester enfermée. » Ça nous a donné beaucoup d'émotions, de chagrin, et on l'a ramenée avec beaucoup de précautions au centre culturel. Pentru a-și salva logodnica de la deportare, Robert Reynier a făcut un demers aproape inimaginabil într-o vreme când legile rasiale interziceau căsătoria dintre creștini și evrei. S-a însurat cu Lili, oferindu-i astfel protecția naționalității franceze. Ce qui avait précédé notre mariage, c'était une déclaration que j'avais faite au consulat de France, de ma ville. Le consul, certain monsieur Claudon, a enregistré ma demande où je déclarais que devant prochainement me marier avec le directeur du centre culturel, le nouveau lecteur, je demandais
la nationalité française. Ce monsieur Claudon, le consul, avec sa femme Madame Claudon, qui considérait comme une folie de la part de Robert de vouloir épouser une juive. Vous portez tort toute la vie, réfléchissez, ne faites pas ça. Mais évidemment, Robert décidait à faire ce qu'il désirait, c'est-à-dire m'épouser. Mais il devait aller en même temps, comme il était prisonnier évadé, il était obligé d'aller à Budapest régler son propre statut. Robert devait donc partir et il a dû forcer le consul qui était totalement contre ce mariage. Il a dû le forcer en disant en votre qualité de Français, vous êtes obligé de protéger ces deux personnes. Donc, le temps de régler mes propres affaires à Budapest, je vous les confie et lui, bon gré, mal gré, nous a hébergés au consulat le jour de notre mariage, le 20 mai 1944, est arrivé et avec nos témoins, un certain monsieur Calam et Judith Bretan, on s'est retrouvés au café Métropole de la grande place de ma ville. Bună ziua! Bună ziua, poftiți! O caut pe doamna Munti, unde aș putea o găsi? Doamna este. Poftiți. Bună ziua! Bună ziua! Sunt Vlad Ciordar, istoric. Am dorit să solicităm niște informații privitoare la registre de stare civilă, registre de naștere. Ne-ați putea ajuta cu astfel de informații? Sper, din tot sufletul, să pot să vă ajut. Mai cu seamă că Arhiva Stării Civile este de 100 de ani. În arhiva noastră este un pic mai mult de 100 de ani. Avem primul registru din 1895, registru de naștere, registru de căsătorii și registru de deces. Iar perioada pe care noastră căutați este în arhiva noastră. Doar să găsim actele. Ce știți despre persoanele respective? Cum se numea doamna? Doamna se numea Livia Lili Sechei, iar domnul se numea Robert Rănie. Atunci să aduc registrele și să începem răsfăirea. Să luăm registrul de căsătorie. Observați că sunt registre cu hârtie de foarte bună calitate. Sunt înscrise în limba maghiară, fiind registre din 1944. Am găsit și actul de căsătorie a doamnei Sechei Livia, Lili. Căsătoria este încheiată în 20 mai 1944. Avem numele soților, Renie Robert Marie Iacob, lector universitar de religie catolică, născut în Franța, la Mont-la-Ville, în 1910, iunie 4. Domiciliul era în Cluj. În această coloană avem părinții soțului, soția cu datele de naștere conform registrului de naștere, respectiv 10 aprilie 1919 în Cluj, numele părinților soției, Sechei Imre și Rosman Matild, religia soției izraelită,
profesor de limbă franceză. În această coloană avem martorii, pentru că la acea dată, ca și anul acum de altfel, căsătoriile se încheiau în prezența doi martori, care aveau obligația să semneze în registru, alături de semnăturile mirilor și a ofițerului de stare civilă. Vă mulțumesc frumos pentru informații și pentru timpul acordat. Cu mare plăcere. Și ori de câte ori aveți nevoie, Arhiva Stării Civile vă stă la dispoziție. La revedere! În octombrie 1944, Armata Roșie a intrat în oraș, alungând administrația militară fascistă. Matilda și Lili au scăpat de prigoană, însă Robert a fost reținut de ruși împreună cu consulul Clodon, reprezentant al guvernului colaboraționist de la Vichy. Lili a plecat de îndată la București pentru a obține eliberarea soțului ei. Nu a înfricoșat-o nici parcurgerea pe jos a unei porțiuni de drum unde calea ferată fusese distrusă de bombardamente și nici confruntarea cu mai mari autorităților de ocupație sovietică. Après avoir traversé cette forêt où bivouaquaient donc les troupes de libération russes à qui tout était permis, je suis arrivé à Bucarest par la légation de France de Bucarest où j'ai mis au courant l'ambassadeur de ce qui se passait de l'autre côté. Pour Robert, je leur demandais de me faire rencontrer les grands potentats russes, Vichinsky et Vinogradov, et j'ai obtenu cette immense faveur et je leur ai raconté l'histoire de Robert qui n'avait rien à voir, qui était un professeur évadé et qui, par le plus grand des hasards, se trouvait au mauvais moment au consulat de Cluj. Ils m'ont promis d'intervenir pour que la situation de Robert soit tarifiée et qu'il ne soit pas considéré comme un fonctionnaire pétiniste, lui qui était un prisonnier de guerre évadé. Robert a fost salvat și curând soții Renier au părăsit Clujul, mutându-se la București, unde Robert și-a continuat activitatea didactică până în 1948. Apoi a fost profesor la Cairo și în 1952, anul nașterii lui Sebastian, familia Renier s-a stabilit definitiv la Paris. Robert Renier a decedat în 2004, la vârsta de 94 de ani. Întreaga viață a păstrat discreția asupra actelor sale de salvare a evreilor din timpul stagiului de la Cluj din 1944. Niciodată nu a dorit să fie onorat sau recompensat, spunând că nu și-a făcut decât datoria firească de om.